Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! Refugiații din Ucraina sunt așteptați și în Valea Jiului. Stațiunile montane din Valea Jiului au fost pline și în acest sfârșit de săptămână și ursul Balu a împlinit 22 de ani. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Refugiații din Ucraina sunt așteptați și în Valea Jiului. Încă de la sfârșitul săptămânii trecute, administrațiile publice locale fac pregătiri pentru primirea ucrainienilor care fug din calea dezastrului. Primarul municipiului Petroșani, Tiberia Cobrizi, s-a întâlnit astăzi cu rectorul Universității din Petroșani, Radu Sorin, pentru a stabili ultimele detalii în vederea cazării eventualilor oaspeți din Ucraina în campusul Universității din Petroșani. Așa cum am spus și zilele trecute, Petroșaniu are această capacitate de a asigura în jur de 200 de persoane locuri de cazare și masă pentru eventualii refugiați din Ucraina. Am luat legătura cu domnul rector, cu domnul Radu Sorin. Există posibilitatea de a pune la dispoziție 40 de garsoniere în prima fază pentru refugiați. Sigur, costurile sunt minime cu cazarea și cu masa. Sunt oameni de afaceri și oameni de bine din Petroșani și din țară care și-au exprimat dorința de a susține financiar aceste lucruri. Ca de obicei, Universitatea este solidară cu tot ceea ce se întâmplă în Ucraina în aceste zile. În urma discuțiilor și cu domnul primar, am decis că dacă va fi cazul să primim refugiați, noi în prima etapă punem la dispoziție căminul studențesc numărul 4, care înseamnă 40 de garsoniere, și asigurăm masa la cantina studențească. Și cantina studențească este pregătită pentru a oferi 3 mese pe zi refugiaților. Condițiile din cămin sunt bune pentru că acestea reprezintă garsoniere în care avem și o mini bucătărioară, baie separată, deci 2 paturi, și ca atare pot să stea în condiții, zic eu, de hotel cei care ar veni aici în această perioadă. Și Vulcanul se pregătește pentru valul de refugiați. Încă de ieri, de când am primit informarea de la instituția prefectului, am luat legătura cu Comitetul pentru Situații de Urgență din Vulcan pentru a pregăti tot ceea ce ține de administrația publică locale, și anume avem pregătite 2 locații mari, sala de sport din zona Cocoșvar și sala de sport de la școala gimnazială numărul 4 Vulcan, acolo unde în caz de nevoie vom dota cu tot ceea ce este necesar. Vom asigura hrană și apă refugiaților. 4 pensiuni din Vulcan și-au arătat disponibilitatea de a caza peste 100 de persoane. Lupeniul se pregătește de asemenea pentru sosirea ucrainienilor. M-a bucurat foarte mult faptul că în urma unui anunț pe care l-am dat Asociației Prostraja ieri, am reușit împreună cu aceștia să identificăm undeva la peste 250 de locuri de cazare în ceea ce înseamnă stațiunea Straja pentru refugiații din Ucraina. Este într-adevăr un moment de suflet. Mă bucur că au venit în sprijinul acestora un număr atât de mare. Numărul, pot să spun că s-a chiar dublat de când am dat anunțul Asociației Prostraja și până acum. Avem undeva la un număr mult mai mare de 250 de locuri care ar fi disponibile atât pentru cazare cât și pentru mâncare. În contextul războiului din Ucraina, părerile sunt împărțite printre locuitorii din Valea Jiului. Odată cu anunțul că în Valea Jiului ar putea ajunge refugiați din Ucraina, oamenii au reacționat pozitiv. Ce părere aveți despre faptul că am putea primi ucrainieni aici în Petroșani? Păi nu mă deranjează. Poate să vină. Avem ce face. Deci nu vă puneți de acord? Că... Da, nu mă deranjează. Îs chilerei, dar asta e viața. E faptul foarte bună. E foarte bună. Cum să nu săraci? Trebuie ajutați. Asta e. Ce să facem dacă... Acum, la ora asta, are interviu, ăsta, înțelegeri între ei. Și nu cred eu să ajungă la o înțelegere. Trebuie și lor o casă undeva. Nu știu ce să spun. Sunteți de acord? Dacă nu fac rău, sunt de acord. Altceva?
Am o părere foarte bună. Aș dori să fie ucrainien în Petroșani. Pentru că și așa e un oraș părăsit și măcar să aducem care au probleme, care au necazuri. Bine că nici noi nu trăim mai bine, dar e bine, e foarte bine. Sunt și petroșeneni care imediat după ce au aflat ce se întâmplă la Vama Siret, au plecat acolo. Am vorbit cu Alina, soția, și am zis, facem o postare dimineață, dacă mai vine cineva, bine, dacă nu, noi plecăm spre Vama Siret, cu ce putem să ajutăm. Și spre surprinderea mea au fost câțiva oameni care ne cunoșteau, unii nu ne cunoșteau, au venit și ei cu ce au putut. A fost din scurt organizarea. Și dimineața la 10.45 am plecat din Petroșani. Am ajuns seara la Vama Siret în jurul orei 7.30. Și n-am știut ce găsim acolo, n-am știut la ce să ne așteptăm. Ne-am implicat în ce am putut acolo. Am întâlnit voluntari cu care am interacționat și cu care am ajutat la tot ce s-a putut acolo face. Și am reușit să recuperăm și să ajutăm o mămică, o tânără mămică și cu un băiețel de 2 ani și 8 luni, care sunt la noi acasă acum, și ei veneau din Kiev, la un moment dat merseseră 8 ore, 8 kilometri pe jos, în Vama Ucraineană au fost ținuți 5 ore și ceva până le-au dat drumul, dar ai noștri români au fost exemplari, deci așa o unitate și așa deci poliția de frontieră imediat i-a preluat, le-a dat drumul, jandarmerie, pompieri, deci au fost. Toată lumea s-a implicat. Familia Polifronie găzduiește deja o tânără mamă alături de copilul acesteia fugit din calea războiului. Și studenții Universității din Petroșani se pregătesc pentru o posibilă găzduire a refugiaților ucrainieni. Atât studenții basarabeni, cât și cei români s-au unit pentru a da o mână de ajutor țării aflate în război. Începând cu strângeri de fonduri și donații și până la ajutor privind traducerea, atât Asociația Studenților Basarabeni, cât și Liga Studenților s-au unit pentru a pregăti tot ce este necesar pentru refugiați. Noi am deschis un act de strângere de colectare a bunurilor pentru refugiații care vin din Ucraina. Deja stă la alegerea sau să pună la dispoziție cazare pentru refugiați. Noi vom ajuta cu bunuri și la fel am înțeles că e problema cu traducători. Noi putem dispune ca să contribuim cu traducerea și rezolvarea situațiilor cu care se ciocnesc refugiații dați. Noi, toate organizațiile studențești, ne-am mobilizat deja pentru a face o strângere de obiecte necesare pentru ei, așa că așteptăm obiecte de la toată lumea, cine ne poate ajuta cu haine, medicamente, alimente neperisabile și alimente pentru bebeluși, perini, pături și tot felul de obiecte care sunt necesare. Noi suntem dispuși să le primim. Avem deja un sediu activ la Petroșani, la Căminul numărul 2, în camera 115. Alături de Fundația Județeană a Tineretului Hunedoara am mai deschis un centru și la Deva, la sediul fundației, de unde au plecat deja 2 mașini cu alimente către refugiați. Cele două asociații studențești fac tot posibilul ca ucrainienii ce vor ajunge în Petroșani să beneficieze de tot ce au nevoie. Susținere pentru refugiații din Ucraina și de la nivelul Consiliului Județean Hunedoara. Nici prefectura nu stă cu mâinile în sân. Consiliul Județean Hunedoara a alocat o sumă de 100.000 de euro care vor fi direcționați către județele care înregistrează fluxuri ridicate de refugiați. Este un lucru foarte bun că atât oamenii de afaceri cât autoritățile s-au mobilizat pentru a primi refugiați. Este un lucru extraordinar și aici se vede partea umană a românilor. Dar mai mult decât atât, până a primi refugiați, Consiliul Județean Hunedoara astăzi a avut o ședință extraordinară în care a alocat în jur de 550.000 de lei pentru refugiați. Am făcut o asociere cu Societatea Națională de Cruce Roșie în care am dat bani atât la filiala de la Tulcea, Maramureș și Botoșani, unde sunt refugiați, iar tot în seara aceasta, Consiliul Județean Hunedoara va trimite 2 tiruri cu paturi, cu saltele, cu cerșafuri, pături,
pentru a mobila cele două coturi ale Consiliului Județean cu 80 de paturi, mai mult decât atât, și trei mașini de la Salvital vor merge pentru a oferi asistență gratuită acestor refugiați. Ne arătăm încă o dată partea umană a tot ceea ce înseamnă români. De cealaltă parte, prefectura solicită inventarierea tuturor spațiilor de cazare disponibile în tot județul Hunedoara. Prin intermediul Comitetului Județean de Situații de Urgență, am transmis la toate comitetele locale de situații de urgență să se mobilizeze pentru a identifica spații libere pentru refugiații ucrainieni în cazul în care există cerere. Am discutat și am făcut un grup pe WhatsApp cu fiecare primar care conduce Comitetul Local de Situații de Urgență și am identificat până acum peste 1500 de locuri de cazare care la momentul în care există nevoia de a caza aceste persoane să fie puse la dispoziție. Crucea Roșie, filiala Valea Giulii, a demarat o strângere de fonduri de astăzi, dar și o colectă de haine și produse alimentare pentru persoanele care ajung în România din Ucraina. Crucea Roșie este alături de Ucraina, s-au deschis conturi unde se pot face donații în lei și în euro. Crucea Roșie Română susține oamenii care sunt acum în dificultate, încearcă să facă demersuri pentru a merge cu un convoi peste graniță în Ucraina și sperăm să și reușim ca și Crucea Roșie să ajungă la ei. Au nevoie de ajutor și noi suntem alături de ei. La nivel local încercăm să strângem fonduri, să susținem activitatea Crucii Roșii Române. Pregătim o listă cu un detașament care va fi chemat în situația în care cei de la graniță nu vor reuși să facă față situației. Vom fi detașați inclusiv voluntari din Hunedoara către graniță. Donațiile se pot face până duminică la depozitul Crucii Roșii din Petroșani, între orele 11 și 13. Foarte mulți iubitori ai sporturilor de iarnă au decis și în acest weekend să aleagă stațiunile montane din Valea Giulii. Nu au lipsit incidentele de pe pârtii, însă acestea nu au fost grave. Evenimentele organizate în acest weekend în stațiunea Straja au atras mii de turiști. La acest sfârșit de săptămână, afluența turistică în Straja a depășit peste 4.000 de persoane. Tot pe acest sfârșit de săptămână s-au derulat trei acțiuni de bază, respectiv Cupa Baluș și concursul de snowboard. Spre fericire, nu au existat din cele 26 de solicitări în vederea intervenției și evacuării turiștilor accidentați de pe zona schiabilă. Nu a existat niciun accident care să pună într-un real pericol viața celor implicați. Și stațiunea Parânga a avut parte de vizitatori în acest weekend. Astfel, un factor important îl reprezintă respectarea codului de conduită aplicabilă zonelor schiabile. S-a schiat foarte bine pe pârtia A, pe pârtia B, sub telescaun, la vinul 17. Din fericire ne-a mai lăsat și codurile de vânt ne-au mai lăsat. A fost mult mai ok din punctul ăsta de vedere. Am avut numeroși turiști la creastă, chiar și în ziua de duminică, unii în plimbare până pe Parângul Mic, dar sunt și turiști care au făcut creasta Parângului integral sau până pe Cărja și retur. Stratul de zăpadă este încă foarte, foarte mare și la peste 1800 de metri există risc de avalanșă, dar am atenționat turiștii, au mers chiar pe creasta matematică, au respectat regulile pentru traseele de iarnă. Nu am avut incidente multe. A fost un incident în ziua de duminică chiar mai spre sfârșitul zilei.
Sper să fie bine, dar a fost accidentatul, a fost predat la SMURD. Nu putem da detalii, nu știm exact ce traumatism a avut, dar undeva în zona pieptului a fost lovit. Andy Moisescu, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune din România, a vorbit în exclusivitate la Mondo TV cu Ionuț Drăgotesc despre legătura sa cu Valea Jiului. Andy duce în ultimii 2 ani o campanie de susținere și promovare a turismului din stațiunea Straja, dar și din întreaga Valea Jiului. Voi începe această discuție prin a-ți mulțumi pentru tot ce ai făcut pentru zona asta, pentru tot ce ai făcut pentru Valea Jiului și pentru oamenii de aici. Mă bucur foarte tare că s-a văzut și s-a simțit. N-am făcut niciun efort, ca să ți-o zic pe aia dreaptă. Eu doar am împărtășit niște sentimente pe care le-am avut din clipa în care am ajuns și eu și am descoperit locul. Pentru că nu știam. Am ajuns întâmplător. E, dacă vrei, partea plină a paharului de care nici nu știam că există, ceea ce privește pandemia. Deci eu am avut o mare câștig de pe urma ei, descoperind locurile astea. Ediția specială a emisiunii Punctul pe I, în care este invitat Andy Moisescu, va fi difuzată mâine începând cu ora 16 de Mondo TV. Ursul Balu a sărbătorit în acest weekend 22 de ani. Astfel, în stațiunea Straja a fost organizată Cupa Balu, la care au participat peste 100 de copii. Micuții i-au cântat la mulți ani ursului sărbătorit cu tort și șampanie. Aici, Mihai. Cine să trăiască, cine să trăiască la mulți ani. Balu să trăiască, Balu să trăiască la mulți ani. Cupa Balu este o cupă tradițională care se organizează cu ocazia zilei lui Balu. Balu, în prezența turiștilor, și-a servit tortul aniversar, iar ca și număr de concurenți au fost peste 150 de copii la acest eveniment pe zona schiabilă, iar la aniversarea lui a fost un număr destul de mare, peste 200 de persoane. Mă refer la țarcul lui când și-a servit tortul. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară cât mai bună!